Un proiect de lege care n-ar putea salva minute prețioase din viață zace blocat în Parlament de peste un an. Modificarea care i-ar obliga pe operatorii de la call center-uri să preia apelantul în cel mult 5 minute pentru o discuție directă a fost aprobată în Senat, dar n-a ajuns la vot și în Camera Deputaților. Între timp, clienții firmelor așteaptă în telefon și 10 de minute pentru a vorbi cu un operator, nu cu robotul. Momentan, toți operatorii noștri sunt angajați în alte convorbiri. Puteți aștepta pentru a fi preluat. Așa începe povestea fiecărui client care are nevoie de asistență de la un operator în relația cu prestatorii de servicii. Continuarea aduce adesea confuzie și o așteptare îndelungată. Lipsă semnal. Îmi pare rău, nu am înțeles răspunsul. Lipsă semnal. Te rog, spune-mi, pe scurt, ce te pot ajuta. Toți operatorii sunt ocupați. Dar cât dracu sunt ocupați? Tete zoa. M-a așteptat, am lăsat telefonul efectiv cu muzica acolo și am așteptat chiar mai mult de 20 de minute. Chiți să spună tot felul de informații de marketing care nu te interesează. În ajutorul clienților, proiectul de modificare a legii a fost înregistrat în Parlament la începutul lui 2023. A trecut de Senat 3 luni mai târziu. De atunci, se poate spune că a rămas în așteptare. Dacă ar fi aprobat, operatorii economici ar fi obligați ca apelurile din call center să fie preluate de un operator uman în cel mult 5 minute, spune senatorul Dan Ivan, unul dintre inițiatorii proiectului. S-a blocat în unele comisii. Probabil există și anumite presiuni din partea industriei, din partea furnizorilor de servicii care s-au speriat. Problema e că, pentru a reduce costurile, mulți prestatori de servicii au renunțat la operatorii din call center în favoarea asistenței electronice. Tehnologiile chatbot, tehnologiile AI pot răspunde unui număr mare de solicitări și clienți simultan. În fază incipientă, pare o soluție extraordinar de bună, dar în faza a doua, în care nu ai un operator uman disponibil, se pot provoca pierderi indirecte prin lipsa de satisfacție a clienților. Scăderea numărului de operatori se vede și pe piața muncii. Pe o platformă de recrutări, numărul locurilor disponibile în call center-uri a scăzut cu 19% în primele 7 luni ale acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă proiectul de lege va fi aprobat, prestatorii de servicii care și-ar lăsa clienții să aștepte la telefon mai mult de 5 minute până să discute cu un operator ar putea fi amendați cu până la 100.000 de lei.